România numără în fiecare an peste 18.000 de mame minore. 800 dintre ele au mai puțin de 15 ani, unele fiind deja la al doilea sau la al treilea copil. Psihoterapeuții susțin că e nevoie acută de educație sexuală în școli, însă este prea târziu să o introducem de la clasa 8-a. Ar trebui să fie materie obligatorie predată de specialiști. Simona este psihoterapeut, psihosexolog și trainer. Este și mamă de băiat și înțelege cel mai bine cât de important este să facem educație sexuală la școală, dar și acasă. Pentru că educația sexuală a copiilor începe cu educația sexuală a părinților. Este mult prea târziu la clasa a 8-a. Cred că se înțelege greșit termenul de educație sexuală. De asta au și pus probabil din clasa a 8-a. Pentru că educația sexuală înseamnă în primul și în primul rând să îți cunoști corpul. Și cunoașterea corpului când vrem. Abia în clasa a 8-a să informăm pe copiii noștri despre cum arată corpul lor și ce funcție are fiecare parte a corpului. Apoi, educația sexuală presupune și să ai o anumită încredere în tine, să ai anumite valori, să ai anumite principii. Educația sexuală vorbește și despre iubire. Pot să înțeleg de ce ar fi nevoie de acceptul părinților sau refuzul lor, dar să fie bine informat și documentat. Este un subiect delicat. Dacă îl lași să fie în zona delicată, dacă îl duci în zona psihologică, atunci nu mai este riscant pentru niciun părinte ce se va discuta în cadrul orelor de educație sexuală să fie obligatorie, tocmai nu numai din perspectiva abuzurilor, dar și din perspectiva unei vieți sănătoase, pentru că vrem, nu vrem, sexualitatea face parte din viața fiecăruia. Trăim într-o societate unde încă, cred că mai este general valabilă ideea sexul este murdar. Nu poți tu să lași, de exemplu, dirigintele la clasă, care el probabil că poate a fost și interzisă sexualitatea până la poate 40 de ani, că am auzit și astfel de cazuri, și să lași să facă el acest lucru fără ca el, la rândul lui, să fi lucrat cu propria sexualitate. Laura Lungu are o fetiță de un an și 10 luni și vrea să se ocupe ea de educație sexuală a copilului înainte de toți și de toate. Inocența copiilor, vorbindu-le despre sexualitate de mici, eu cred că există informații care trebuie spuse la momentul potrivit, pentru că deja aceste informații circulă în câmpul lor. Să-i spun eu lucruri dificile, poate pe care bunicii copiilor sau părinții noștri pot să le considere nepotrivite vârstei lor, răpindu-i astfel inocența, decât să o las să afle aceste informații singură prin greșeli. Parlamentul a votat introducerea educației sexuale în școli, care va fi predată ca educație sanitară de la clasa 8-a și doar cu acordul părinților. Legea este pe masa președintelui la promulgare.